Salut, sunt Ilie Daniel și începând de astăzi voi lua parte la un proiect unic în România. Vom testa o nadă nouă din gama Feeder X. Această nadă a fost testată și lucrată 2 ani de zile. Această nadă nouă va fi testată pe o gamă variată de ape, pe mai multe locații din țară și vrem să vedem reacția peștilor și cum va decurge partidele de pescuit. Suntem în Suceava, pe o locație în comuna Hânțești. E un iaz cu o populație de crap, caras și novac, care pe noi nu ne interesează. Este un iaz cu reținere. Nu este un iaz cu o populație mare de pește. O să încercăm să vedem cum abordăm partida, să vedem. O să pescuiesc cu două bețe. Cu un băț voi pescui în malul opus. Acolo am găsit o adâncime mai mică, undeva la un metru și un pic. Și cu un băț voi încerca pe apă mai adâncă, la o adâncime în jur de vreo 2 metri jumate. Vom vedea cum răspund peștii și vă ținem la curent. Am uitat să vă precizez că această nouă nadă este în premieră și pentru mine, nu am folosit-o niciodată. Sunt curios și eu reacția peștilor și cum vor decurge lucrurile în continuare. Din păcate, nu ne putem bate cu natura și cu vremea. Ieri a fost foarte cald, astăzi vremea s-a răcit brusc. Noaptea trecută a fost foarte frig. Dar sperăm că vom prinde ceva pești, să putem arăta la cameră. Ce vreau să vă mai zic, scopul nostru nu este de a prinde cantități industriale, zeci, sute de kilograme, cum vă așteptați. Noi suntem limitați de timp. Noi suntem într-un maraton, în fiecare zi trebuie să facem câte o locație, trebuie să mergem pe câte o locație diferită și scopul nostru este de a... Uite, avem și o trăsătură în direct, prima trăsătură. Ori un caras, ori un ciortănică mic. Problema e că n-am pregătit minciocul, ne-au luat prin surprindere. Din păcate trebuie să folosesc niște lansete heavy, din cauza că ca să ating distanța dorită, nu pot cu niște lansete mai light, un cărășel. Ce vreau să vă mai zic este că în această aventură, în acest maraton, l-am lângă mine pe Artur Tomasciuc, salut, prietenul meu, care el este cameramanul nostru, el este cel din spatele sticlei. Suntem puțin obosiți din cauza că ieri am venit de la un concurs, la Cupa Moldovei, unde am reușit amândoi un podium. Felicitări pentru rezultat. Mulțumesc. Dar nu asta este important. Important este că suntem aici, suntem la pescuit. Suntem pentru a testa această nouă nadă. Și ce vreau să mai precizez este că, am uitat să vă zic, la baza acestei nade este celebra nadă Super Carp Grinu, care a dat rezultate foarte bune pe multe locații din țară și în concursuri. Și Feeder X a încercat să a lucrat la îmbunătățirea ei cât se poate de mult pentru a da un randament maxim pe majoritatea lacurilor din țară. A rămas la aceeași culoare, cum e Super Carp Grinu, un verde închis, un verde brun, fiindcă s-a observat că la această culoare peștii răspund cel mai bine. Ai auzit săritura? Da. Cât avem? O oră jumate?
Au început pește să răspunde destul de binișor, având în vedere densitatea de pește de această locație. Deocamdată avem caraș. Am început dimineața cu... Uite că avem o trăsătură și pe instalat. Am început dimineața cu o lansetă în mal opus, la o adâncime de un metru, cum v-am zis, un metru, un metru și un pic. Cealaltă, la vreo 10 metri de mal, la o adâncime de vreo 2 metri și ceva. Peștii au răspuns cel mai bine în mal opus. Probabil că acolo le place cel mai mult să stea acolo, zona liniștită, pădure. Vom insista pe acea zonă, să vedem ce vom prinde în continuare. Ia să vedem ce avem aici, cred că tot un caras. E bine că nada asta funcționează și la caras. Oricum veți avea timp să vedeți crapi. O să avem locații diferite unde vor fi densitate, pe anumite locații densitate mai mare, mai mică, vom întâmpina diferite probleme, vi le vom prezenta pe toate. Cred că s-a împletit în gură. Cărlig mic, numărul 14. Vom vedea la final ce va ieși. Da, aici mai avem un caraș. Au început peștii să răspundă foarte bine. Sperăm că va intra și ceva ciortan. Vom vedea. Important este că peștii răspund. Având în vedere vremea și densitatea de pește de pe această locație, este ok. Vom încheia partida. Din păcate, suntem presați de timp, fiindcă trebuie să ne pregătim pentru următoarea locație. Ca rezumat, pot să vă spun că a fost, eu zic, o partidă bună, având în vedere locația, iazul, pește, nu este densitate mare de pește, crapii n-au vrut să răspundă, din păcate, probabil din cauza vremii și a răcirii vremii dintr-o dată. Am prins ceva ciortan, dar baza a fost carasul, o să vi-l arătăm la final. Ce vreau să vă mai zic? Cu o nadă puțină, ce mai rămas aici în caserolă, ce mai am aici, aproape jumătate de pungă, deci cam cu jumătate de pungă se poate prinde pești frumos. Nu trebuie nadă multă ca neapărat să prinzi pește, se poate prinde pește cu nadă foarte puțină și eficientă. O să punem accent pe această locație, localizarea, din cauza că dimineața v-am zis am început pescuitul în malul opus și undeva la vreo 10 metri de mal pe adâncime mai mare. Am crezut că peștii vor fi pe adâncime din cauza vremii, că a fost frig, dar i-am găsit acolo pe apă mică. O să vă arătăm și peștii la final și țineți aproape. Deci astea sunt pești, câțiva ciortani, ciortani mici, carași sunt frumoși. Deci pentru pescarii cu reținere, care doresc să ducă pești acasă, este super ok.
Chiar mă bucur că nada a funcționat și la caras. Asta arată că funcționează și la caras, și la... în orice situație. Îi vom elibera.